zici, gata, poți să faci treaba. Bă, știi cum este? Când ești unul singur, ești unul singur. Trebuie să faci toate cele alea, sigur. No, aici sunt mult ce față, că așa îs oi mai mult, dar alte e mai ușor ca acolo la vreme. Păi aici mergi cu ele și ești atent să nu... Da, bă, ce mai uiți, în stângă, mai în dreapta, mai ce duci până acolo, mai vii, mai nu știu ce, dar acolo trebuie să ești mai mult ce atenți. Bă, da. Că trebuie și la brânză, trebuie și la urdă, trebuie și mâncare, trebuie și spălace, că nu le poți lăsa, trebuie și... Nu. Da, de ce este salariul mai mare aici la munte decât oriunde mai în jos, la un cioban? Sau să te întreb altfel, ce înseamnă un salariu bun după tine la un cioban? Bine, un cioban bun mă refer. Păi, stă felul. Au oamenii acasă și zice, mă, nu mă duc cu, dacă nu, că doar mă duc undeva la construcții dacă nu-mi dai salariul ăsta. Și au oamenii ce trebuie în familia și n-ar sta, eu zic că n-ar sta niciunul, mai ieftin. Dar așa, după tine, ce înseamnă un salariu bun? Păi, salariu bun, că are mai mulți bani. Dar după tine, ca sumă, ce înseamnă? Tu, pe cât ai merge la ce știi tu să faci? Păi, așa să zici, la 70. 65, 70, cam aici, la bani ăștia. Nu, uite, vezi, la noi, în zona noastră, se practică 20, 25, 30 maxim. Da. Nu, da, aici e altfel. De asta te-am întrebat, că de ce este așa mare diferența între salariul la munte și salariul la val? E mai pante, mai mult, e mărs, din ce ori e ăsta. Bă, sunt oameni care au spus că și subvențiile sunt diferite de la munte față de ce este. Da. La... Deci și asta da. Poate să influențeze, da. Nu? Da, nu, că ce zicem subvenții, dar e mai greu de la munce ca vremuri și vremurile. La munce s-a fie față de la unde-s jos, că pui la treburi, de-aia astea noi. Aici la noi vremuri, că vin vremuri de Doamne ferește, de s-o cost că ce și mută de aici. Dacă te pinde o ploaie acum, n-ai ce să faci, să stai în loc, nu poți te ascunzi și să lași oile să... Da, păi n-ai ce să... Trebuie să ce mă obișnuiți, să vin și ploi și ghețuri și... Cât ce trebuie și merge multe la mutările rele, vine apa, pisul, vine dormeam noi, trebuie să ce scoli, orică vrei, orică nu. Capele sunt bune între oi? Păi sunt bune, că ce ajută, alții zic, bă, că nu-s bune, dar eu și faini așa, știi? No, când le strângi, sunt mai mămos așa, și le strângi oriunde vin capele, oile vin, dar puține. Pe toți care au întrebat, că pe toți, majoritatea spun, bă, capele sunt de munte și oile sunt de câmp. Da, uite, aici e la munte. Da, dar și nu contează. Am una acasă, la grădină, la livezi, la unde sunt meri, unde sunt astea noastră, mai năcăjosă. Și nu poți ca oile, da. Zic, nu, dar sunt oi care fac mai mare prostii. Strui coltonii mai repede ca o capră. Știi ce a zis domnul Albin? L-am filmat și că, bă, degeaba, capele sunt bune, ca și lapte, ca și astea, au pentru cum da, da, pe dar face, dar dacă le ții pe stabulație da, pe și le dai pisanul, nu, cum, dă lapte, dar nu are calitatea aia ca nu, și cum arunca o frunză, o floare. Nu prepaște, numai așa unii place ei. Ei nu mai îmlăpi sus, dar pe pământ, de fel, dai oia. Dar capra le alege numai și cei mai buni. Și cojile, mă, și tot ce, mă, fii atent ce capra ai. Am mai văzut undeva de aia. Aia așa maro. Da, alpine astea, dar nu le place. Nu? Da, păi s-o cut că au văzut la cineva o capră alpină, zice, bă, domne, lapte de capra și am văzut și eu, dar mult, două chile cred că avea. Da, soarcijingă, sunt capre și aici la noi, sunt tot felul de corsituri, dar cam majoritatea sunt capre de aia, de-a noastră, de mult, da? Nu, sunt jingă așa. Și la ploaie, când dă doi stropci, duc să ce să nu vezi. Se duce? Da, e bine, că nu, n-are să mă bine, părea uite, de două de astea. Dacă o mai ții așa ră, iarna, pe când dă vara ploaie și să mai... Da, dar ai zis că sunt alpine, adică normal după nume ar trebui să reziste, nu? Da, după nume, dar nu știu, sunt foarte jigaș. Hai de aici cu oile să le... Bă, știi cum este? Eu când am început să filmez, m-am gândit eu să filmez la mine în județ. Și bă, dar a rămas surprins de cât de multe stâne de oi sunt. Da, sunt oi de mine. La ora actuală sunt foarte multe, dar nu știu pe parcurs ce faci. Da. Când aici, în Cormaia sau în zona asta, erau multe oi? Cam tot mulți au fost. Sunt multe? Cam ca în zona asta, numai pe la Sibieni și ea. Serios? Ca în zona Cormăi. Ia aici, Anita, e prețină, Onișor, ce a fost la festival. Unde e Onișor? Da, aici, Anita, aici, partea aceea munce și la ea lui. Băiatul, da, trei ani? Da, trei ani, aici. E? Și aici sunt și coile?
Da. Da, da. Aici, și aici, corbaia asta a fost cam într-una tot încărcată de ui. Dâncă ce văd, m-am prieteni așa prin ceatra. Zice că sunt numai trei care au ui. Aici la noi, dacă nu-i la casa asta, la cealaltă îți dau. N-am știut, mă, că așa multe ui sunt. Foarte multe aici la corbaia asta. Multe. Ai avut măgar vreodată? Nu. A fost alun cumnat și alun preț, a fost într-o vară, dar nu. N-am avut, n-am avut și să... Că noi nu merem noi în transumanță. Când e mult, deci ne mutăm acasă, când merem la casă undeva. Dar să știi nu. Că măgari am văzut, am fost la un domn. Nu, spune-i lume, dar nu. Măgari e bun, pentru, într-adevăr, de pentru cum? Cei care merg în transumanță. Da, 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 da. Spui apă, da, spui mâncare, spui... Aici la noi, surigra bun. De ce l-ai tras? Se mănâncă cu celălalt? Da, mai... Bă, dar le știi pe fiecare în parte? Da, cunosc tătă oia. Nu, da, serios. Acu, ui, și tăt. Asta e o... Mă, eu tot timpul am spus că asta e o calitate, să știi tu toată oia. E cunoașterea care cunoște oile, așa, nu oricine poate cunoaște. Doar zice, mă, că sunt oi. Da, dar tătă oia are aparce aici. Chiar citeam un comentariu la cineva care spunea, mă, ăla e cioban care știa câte 300, 500, 600, 2 fiecare în parte. Da, păi nu, că nu mă țin că zic, dar am pățit, au fost oile la cineva în munce, i-am dat oile cum le-am dat în seamă și au venit lupci și au luat oaie și au găsit o bucată de cap, dar numai osul și un cur. Și tata a stat o săptămână acolo și el tot studia oile noastre, că și el le cunoște. Și tata s-a uitat de aceea, care ar și degeaba, știi, care ar și cu corne și în partea aceea. S-a adus aminte în câtva. Când am spus, uite, au zis, mă, sunt de acolo, face o bucată de cap, de oaie cu corn, face duce să vezi, nu-i de-a noastră. Mă, s-a zis, și am zis oaia cu numele, că așa îi semn la oaie, păscărilor, știi? Și zicea, de pe osul și de pe cornul acela, că am cunoscut, ăsta. Și așa a fost oaia. Serios, mă? Da. Dar pe corn, nu? Da, mă, că diferențele sunt oarecum mici, zic eu, cum ai zis tu, că a spus omul că e tot oaie. Da, și pentru cine se sesizează sunt mari. Da, sunt mari diferențe și trebuie să ai o sfidere de minte. Că când învăța la de permis, vine tata și face, mă, mă, numai nu intra, că nu eram în domeniul și ăla, numai nu intra acelea cuvintele acelea în cap. Dar face, mă, că dacă vine cineva cu oaie și eu și cunoști, că e bună, că e hidă, că e faină și face astea că e necesar, face nu ți intră în cap. Dar, bă, eu știu la Dumnezeu și l-am luat și pe acela. Ce frumos se văd, mă, combinația asta așa, cai, munte, oi. Nu. Cât timp stai așa? Săptămâni între sau mai cobor mai la familie? Mai cobor, cam mai vine familia, mai nu pot să zic, bă, că stau o lună de zile, o săptămână. Depinde. Dar ai fost plecat așa cu lunile, cum se zice? Da, am fost. Ai fost? Pe la ui, așa, dar vine ui, știi, n-am coborât, cum a fost, ca așa, câte o lună de zile, mai mult de o lună n-am fost să zic, dus și neștiu. Mă, să știi că mi-a stat în cap să mă duc și eu să stau o seară acolo la... Să văd și eu cum este să stai în munte, știi? E foarte frumos. De până la urmă doar râzi, glumești, povestești, nu? Da, păi când ce poți. Ia uite-o, la prima fătare. Asta e brează, nu? Da, cam astea le place. Zice că e cu nasul alb. Ăsta e cu nasul alb. Da. Mă, știi cum o zis că am fost și am filmat pe domnul Iacob din Neghinești, a spus da, că... Da, ăsta... are un bumac, nu pot să zic, o zis dar că... pe... care alții nu știu ce înseamnă oaie și nu știu ce... Ăsta și l-a luat cam pe râs, știi? Du-te, mă, că avea niște oi frumoase. Avea oi, dar vezi că zice, mă, nu mai putem bere cu oile că n-au ochelari, știi cum i-a zis cu ochelari? L-a luat pe râs pe om. Da, dar avea omul marfa, foarte bine. O zis omul o vorbă și că, mă, ăstea cu nasul alb sunt cu mine pe cea de-a bărbați înainte blondele. Un prieten de-a meu, eu văzut-o mie, nu ți-o dat tot așa cu nasul alb. Eu pun 500 de lei, dar zic, mă, mi-e rușine să iau atâția bani, că nu mă împinge mie. Bă, n-ai de-o treabă, ce-mi te interesează? Tu mi-ai adus 5 milioane, cum ar fi? Tu mi-a dus mieluța și n-ai te treabă. Nu, da, păi, bă, da, dacă e nasul alb. De ce-s așa plăcut astea cu nasul alb? Nu știu, ca cum și cum le-ai nouă. Zice, mă, are mașină în fel. Zice, mă, zice, mi-e o BMW-uri, mi-au alte triburi. Așa este, așa un pic de... A, deci așa astea cele mai frumoase, cum se zice.
Ai multe cu nasul alb? Da, pe așa să le calculez, dar îs, îsul așa, da, cu capul negru, cam cu punct, așa de felul. Da, da. Eu mă gândesc că v-ar fi ajutat mult să fie abătut unde să dați dâna. Măcar să scoți cheltuială așa ca și timp, ca și pierde, nu? Da, da, păi mai vine și la o lână, dar pe ăla cum prinzi nimic, și vine și eu le fac cu ruș pe spate toamna. Vine o alegeai cu ruș care era pe striță, era cu negru. O dă de afară, vinea și îți facea o dezordine în ocol. Bă, decât să vie să-ți facă dezordine, să ți se ieși că îți face în ocol, mai bine, zic, aprinsă și gata. Mai simplu, nu mai te rogi de nimeni, nu mai aștepți pe nimeni. Că vine azi, că vine mâine, că nu știu ce. Mă, mie, ce-am văzut frumos și pot să zic că mi-au plăcut, au fost bucălăile, mă. Da. A fost fain, și eu am mult ciuri cu capul negru așa, dar nu sunt originale de acelea luncănești, cum îi zic, nu? De acelea bossă, nu. Sunt din breză, de aceea ieșit și cu capul negru și tot felul, da? Da, am văzut că au o caracteristică fată câte doi, mă, și le duc, mă. Majoritatea bucălăilor am văzut... Nu știu ca de fătat așa, dar nici cel mai mărunțele o țâră ca alții ui. Sunt breză, sunt bâle, ui, cu mult mai mari ca luncăneștile acelea, au lână așa. Orice când le vezi cu lână, dar după aceea o tunzi cam micuță. Să știi că tunse n-am văzut. Sunt cam micuță când, sau o lână bogată așa pe ele. Astea brezne sunt cam puține, să zici, cam cursituri, dar originale. Breză să căiești de lână, dar mai că n-au, s-o tură pe burtă n-au lână. Da, da, îmi plăcea cum avea chestia aia așa în față, știi? Da. Era... Sunt 6, sunt de astea breză, sunt care arde așa ceva. Da? Da. Se trage cumva din bucălaie, că până la urmă... Nu le mai știu toată denumirea, așa să zic, dar sunt care seară, știi, din generații, din generații care sunt așa bossă, da? Bă, dar tu dacă nu ai trecut la origine, te-ai pierdut bani, că tu n-ai subvenția mare, nu? Nu. Luăm de la munce banii și se mai dă așa la cum s-o da mai de mult, după crotale, știi, câte 25-30. Până în 30 de lei, știi, așa, dar vă spun, sunt așa, nu știu câți bani. Dar cu originea n-am făcut, că eu trebuie să mă pe breză și, nu, alții au riscat, dar noi nu ne-am. Dar să știi că am văzut și pe breze care au cu origine. Da, dar atunci mai de mult, după aceea, n-am mai făcut și au rămas așa. Nu le-am ținut, mai le-am ținut mai tare, că ne-am fost drag, nu le-am ținut mai tare pentru bani. Mă, combinat și cu bani trebuie să fie, mă, nu? Ei nu, dacă stai, dacă să zici, bă, le țin ca să fac bani din ele, nu ce mă interesează, uite. Dar să știi, da. Interesează banii. Așa, dacă e invers, le țin că-mi sunt dragi, vin și banii după aia. Bă, vin și banii să-ți și dragi și stai și că ți-s dragi la ele. Zici, bă, vai, să-mi bag joc de ele, cum să-mi bag joc de ele? Dar care le ține pentru bani, zice, mă, și e albă, și e neagră, și e cum așa, și să vină banul. Da, nu mă interesează, bagă 2-3 oameni. Găsești și bun la oameni, dar găsești și râi, și tot felul. Nu, dar dacă îți place o oie, să zici, bă, mi-e drag de aia, îți vine și banul cât îți vine și îți place și de aia. Adevărul ăsta este. Uite, dacă stai să te gândești, cum ai zis tu că ții toată familia, dar și muncești, mă. La tine nu există mâine-i sâmbătă, nu, dormi nu, până, la, nu, până la 10, că tu trebuie să faci brânza. Tu practic ești de gaz zilnic. Da, pe aici numai că e sărbători, că e duminică, că e nu știu ce aia, aici ca în Peco. Vezi că în Peco cu zi, cu nopții, că și non-stop, nu așa e și aici. Da, acolo e pe schimburi, tu n-ai schimburi. Tu aici nu. Schimburi nu. Rar, când mai nu, mai zici că mai vine, mă duc până acasă, că am o treabă. Dacă să zic, bă, că azi vreau să stau, să caz pe cineva, dacă găsesc, dar nu prea găsesc. Da, te-ai gândit, odată să-ți bagi. Să îți bagi și baci, bă, gata. Deocamdată cât pot eu, nu. Că mă ajută la brânză, da. Dacă să-i dau lapcile în seamă, lapcile meu, nu. Nu mă mai țin. Nu? Nu. Oile le dau în seamă, ori la cine. Dar brânza, dacă cum e la noi, e cam în, să zici, așa, cam pe comandă. Și dacă ai altul, greșit? Altul greșești comanda și ai făcut. Nu mai poți, la noi e multă brânză de vândut. Dacă e brânza rea, nu faie nimeni. Da, sunt obiecții că este scumpă brânza. 50 de lei. Eu am întâlnit un caz... Zic, dar la noi nu.
Și nu, numai odată a venit cineva și a zis, măi, scumpă brânza, că să mi-o lași cu atâta. Zic, măi, ți-o las de pomană dacă vii și stai 2-3 zile acolo la geală. Să dau brânză cât să-i dau de pomană, dar vine să stai la geală. Păi nu am vreme, și apoi eu am vreme să te dau 3 zile, zice, gratis. N-am cum. Nu. Că până vezi brânza făcută acolo durează. Dar exact ce, băi, cum am zis eu, tu și mulci, nu? Păi da, cum? După ce mulci, după aia te păi, da, trebuie să așa mult cât ce 3 găleți jumate de unul, mulți. 3 da. Găleți jumate de 1? Da, de 1. Dimineața și 3 și ceva seara. Și dacă șase cu mai cum să ai oamenii ăștia mai mult și de pe la vas și eu fac, le fac de mâncare. Și la mine, dacă rămân singur, fac și 6 caș. Era, cam dai seama, nu-i da. Spune. Știi ce a zis bine un domn Sucic? Că un cioban care mulge, trebuie să mulgă între 120-150 pe zi la o mulsoare, ca să poată să mulgă aici, o vară întreagă, cum ar veni. Aici la noi zicea că 60-70 de oi, ca să cum le mulgea de 30, că de 3 ori pe ăsta. Știi? Ca 60-70 de oi, dar pe aici la noi depășește de 100-100 și. Mă, deci domnul a auzit. Și am rămas de câte ori rămâneai numai 2, mulgeam cât ce dau 100 de oi. Că n-aveai ce face, că trebuie să le, după ce le bagi după strugă, trebuie să le mulgi. La noi sunt 460 care se mulg la noi în sat, are o turmă, un domn Toader, un domn mai înțelept, tare. Și mult 3-4, dar în general 4. Dar și la noi mulți din primăvară 4, după aceea se 3 și dacă ne descurcăm mai încolo rămânem 2. Deci cel mai bun exemplu este, eu îl dau ce este la mine în sat. Are un domn Toader vreo 300, încă un domn Relu vreo 200 și un pic și încă un băiat 100 și ceva. Și pe din 3. Toți 3 mulg. Și și-au băgat doi oameni. Bine, au luat și de la sat și au avut 900 și ceva cu tot cu sterpe. Toți mulg dimineața și seara și rămân oamenii care umblă cu ele, atât. Dar nu fac vânză, dau lapte la tang, știi? Și atunci, cumva, nu te-ai gândit vădată la asta. Da, noi aici nu se poate treaba, că dacă te iei toată dimineața și seara să te duci cu jeepul până la mănăstire, că acolo poți să vie să duci tancul, deja nu vinzi lapte cât trebuie să-ți cumperi alt jeep. Că după ce, dacă ai ieșit tot cald, să șiezi apă din ploi, să strică drumul. Deja nu poți, dar cum e acolo, prin josul astea, mere mașina până aproape, prin astea, da, se merită, poți, în câtva. Dar iară mă iau înapoi că zic, mă umble mult la noi, 25 de lei o sticlă de zară, care ai luat și brânză, ai luat și urda. Zara așa e așa. Zărul? Nu zărul, zara. Zara ce este? Face, să iei să tun când dă să zăurgească, cum îi zice la noi, să tun spumile și alea și jântuitul după ce ți gata cașul de l-ai sfarmat, jântuitul și ăla. Ală, gata, cu ăla are și bucăți mici de brânză sau ce da, e da, mea. Da. Am băut la stână la domnul acolo în Remete, acolo ăla are o grămadă de calorii ce acolo. E foarte bun. E foarte bun și zărul zice că e doamne ferește, dar eu nici laptele, nici zăr, nici zar așa puțin, da? Alții se disperează după aia. Bă, mi-a dat doamna care a fost acolo, știi, care a fost cu domnul, cu mama lui Traian, da. Mi-a dat lapte de la prins. Da, zilnic mănânc câte așa doi, bun, ăla e. Foarte bun. Socra și cumcumnat. E brânză fac așa numai pentru ei și pentru obligație, dacă am lapte ce fac de acela. Dar le mere bine. Deci dar e să aproape de... Deja, să zici, cum e de aici până la UNESI, ca acum ai coborât de două ori până la asfalt. Dar e dacă faci atâta și nu poți atâta lapte, cum e aici o grămadă de lapte. No, iau mai puține, iau treburile lor și le merg. Dar eu l-am văzut pe taică tu cum mânca prima oară, de la acolo în târg, știi? Am văzut că mănâncă, zic, bă, fii atent, dar bun, mă. Bă, dar să știi că la lumea fuge, mă, de el, că spune că are miros sau oaie. Bă, cum n-ai, bă, mă, dar ăla-i medicament, mă, e fermentat natural. Unde merg acolo, hai! Da, zice că miroase, stă fel. Mă, dar nu miroase, mă. Nu miroase și mai ales cum ați nimerit-o, e foarte curată. Are foarte multe lucruri și curată. Dar nu, îs care nu poți să zici, bă, ca și el ai murdat. Îs care nu-și dau nici interes. Mă, acum să mai spun ceva. Excepții sau greșeli se pot întâmpla, mai cade o bucățică de păr, că n-ai cum să-l alegi. Da, n-ai cum, nu, oricât ai fi, că și în farmacie poți găsești un păr și găsești ceva. Și mai ales aici nu ai cum să zici tăce, dar trebuie să și, nu poți să și 100%. Bă, prima oară trebuie să fii tu, să-ți placă ție să fii curată, păi după aia respect. Asta și mai mult. Nu poți să trimiți câine, să-ți dai înapoi. Da, le vrăjdește, nu trimiți ceva așa. Sau dacă ea de mine le face, tăce pachete. Bă, știi ce o zice cineva, mă, când sunt afătat, nu-i bine să trimiți câinele, că da, le forțează, da, un pic, nu? Nu, cățelul are punctul lui, de exemplu, eu dacă mă duc,
Eu dacă îl trimit, vine în vrăjbia cetate, eu până acolo în vale. Dar eu dacă mă duc acolo și îl trimit numai până în pădure, și nu mi le vrăjdește pe tăci. Eu dacă trimit cățelul și bace de două ori, mi le face pe tăci pachete așa. Și apoi dacă faci trima nevri așa, păi nu mai zici că ți-s dragiule, zici că îți place că fuge cățelul după el. Am fost în Bucovina, numai bucălăi. Te rețin, ai treabă? Nu, până de seară la 5 și de le mulți, și liniciți, o zis și că nu mă rețineți. O zis că, bă, la mine vine sanopidul, mă. Da. Că l-am întrebat, s-a făcut probă de brânză. L-am întrebat și bă, zic, care e secretul? Face, bă, secretul e să fii curat. Da, păi asta. Deci face, ăsta e secretul. Și multă lume vine și, cum ați intrat dumneavoastră până în casă, vine să vadă cum e prin casă. Dacă vine și-ți vege mizere, nu-i mai trebuie nici o brânză. Și bă, ciba mea, bă! Deci nu mai trebuie nici o brânză. Nu, no, curățenia face, oriunde face curățenia treaba. Bă, și când intri în casă la un om și vezi da, că zice, bă, și curățenia a văzut la și el, dar dacă zice, bă, și mizeria a văzut, din asta azi e poveste mult, am ieșit. No. Bă, uite, vezi, când dai laptele la tanc, nu faci toate produsele astea care ai spus tu, jântuitul. Da, nu. Nu faci și... Păi dai numai laptele și nu mai ai scăpat, dar aici faci mulce. Mă, să faci 15 lei să fie la o... La un caș, 20 de lei la kilogram sau 10 lei, dacă adun toate kilogramele, sunt mulți bani. Cu, mă refer cu urda îți rămâne și se caută, am înțeles. Doi de mine, nu le ia munite, nu le poți. Nu le poți face capăt la tăce cum le treci și urdă și zară și brânză, dar... Cum să zic, saturi mai multă lume că nu mănâncă brânza, îi dai urdă. Așa, lapcile le-ai dat și eu am făcut cu el. Da, mă, dar uite, vezi, tu nu faci patru produse. Faci brânză, caș. Da, ai, da, păi... Faci jântuitul, faci laptele ăla dacă vrei și faci și urda. Și mai e și ăla pentru balmoș, nu? Da, da, da. La noi... Ei, balmoșul se face din zară, zicem noi. Din jântuitul. La noi nu se găsește. La noi, dacă vrei, te să ceri, bă, care îți face să-ți dea. Înainte probabil că era, de acum asta înseamnă să fii, deci, să ai aici stâng. La noi, cum aici n-am numai odată am făcut atunci când a fost, am băgat oile pe brânză. Atunci am făcut. Că spinge mâncărul așa și noi suntem sături. Altul și-ar dori, mai vine aia om, ia brânză, mă, face făni, un zăvoi, de așa cum să facem la mai de mult și să face zară și cu... Noi n-am făcut niciodată de când suntem aici. Nu? Nu. Că nu. Nici bulzi de la așa. Nu? Sunt ce sături. Nu, deci că ne trebuie altă fel de mâncare. Nu ne mai trebuie, dar alții le trebuie mâncărurile astea, nu. Bă, tu dai seama că înainte lumea mânca ce îi se dădea, nu avea pretenții la întrebe pâine, întrebe bere, întrebe conserve. Nu, aveam unul, dar până nu a fost chiar tot la semne și a venit altul a brânză și a adus de acelea, cum, nu știu cum îi le zice, cu brânză în lontru, știi, dar ca un șam. Gordon Blou, mă. Da. Și au, cum au zis acolo la casă, la acela, nu prea au văzut așa ceva. Și-a făcut niște pulpe pe disc, cu de-așelea, cu cartofi prăjiți, cu mușdei, cum se face, știi, și aici. M-a zis și alea, mă face și la ce mâncare asta, face că asta numai câinii ți-o mănânce. Face și ala, mă, face, tu n-ai văzut în viața ta așa ceva, la cine familie nu s-a mâncat așa ceva, face, nu la ui. Bă, acum, majoritatea, oamenii sunt învățați să bage de vină, mă, asta e o calitate. Da. A băgat de vină. Orice se întâmplă, să bagi de vină. Bagă de vină, dar dacă ar și acasă, să zici, bă, și are el acasă, tu nu ai aici. Dar care ar și mai probleme acasă? Pe tot ăștia bagă de vină. Pe tot ăștia bagă de vină, care nu au. Ei nu au acasă, nu știu cum să, bă, să scau la mâine, nu știu ce să pui pe masă, decât ce că-s răi de au răutățile lor. Și dacă îmi vine aici, zice, bă, că puce brânza, că și el la fel, așa, că zis... Da, sunt ceva tradiții care se respectă din bătrâni aici. De exemplu, tu, ce tradiții din bătrâni respecti? Să-ți dau un exemplu. Am fost la un domn, a spus că el nu pune bulzul pe jar până la Sfântul Petru, că se strică pulpa sau nu știu. Nu. Aveți ceva chestii de astea? Nu există, nu? Nu, zicea că mai de mult nu, să nu fâșcă oile după strungă. Știi? Ce înseamnă de exemplu, asta? Să bagi oile după strungă și să le numeri, să le fâșcă. Ci zicea că nu, dacă le strigi după strungă. Pe felul de ăsta, dar n-am. Nu niciodată să zici, bă, că să nu pâșchi, să nu așa. I-am pus acolo strunga, am mulz. Da, să suni acolo, să faci treabă. N-am ținut să zici, bă, că așa, că nu știu ce. Altul mai era, că ce unul și mai număra oile după strungă. Și altul era, dar n-am ținut niciodată, bă, că de ce-i numerul. Asta acolo, că nu. Păi ia la vale cu ele sau le aduce înapoi? Nu, le aduce înapoi, că trebuie să stea un pic, să se liniștească, că nu mai pot mânca. Ia mai mănânc o țără și gata. Dar știi cum a zis, bă, domnul din Remedia Maxi, că oaia ori oră jumate trebuie să doarmă pe zi, dar atât. Că dacă doarme de mai multe ori, se învață așa. Nu, și aici, cam o oră,
dacă dorme e bine, că nu poți, că oricât, să zici dacă ai mâncarea puțină, să zici, dar trebuie să dormi un pic, că dacă nu rumăgă, nu face lapte. Da, a fost vreun an să ai probleme să n-ai iarbă, să fie secetă, să nu fie... Amu să nu șie deloc, așa, a fost și mai slabă iarbă, a fost amuianul, dar în ceilalți ani nu, amuianul a fost foarte soarsă atât de tare, era așa că nu ia pe aici niță, era de tot distrusă, da? Dar n-am stat, că când am văzut, că m-am zis, mă, dacă eu nu mă satur, văd că dacă o mâncare nu-i bună și nu mă satur, dar pe nici ele, dacă nu săturați, nu-s bune. Da, ne-a zbătut să meargem unii un pic de mâncare. Păi cum ai zis, că e plecat la munte atunci. Da, ne-a dus numai că nu mai fost mâncare, că a fost arsă, toată fața asta nu era, și nu mănai și zice, mai era un pic de marginea pădurii. Dar au fost mulce și nu le puteai sătura. Nu era să zici, bă, că vai, că-s flămânge, că-s nu știu ce, da? Mi-a plăcut. Mă, te-ai gândit odată să faci așa în zona asta, de asta agroturistică? Uite, de exemplu, acolo unde trece Transilvanica, sau cum îi spune, da, acolo la Lunca Ilvei. Da, să zici, no, e foarte frumos, că vine. Că tu ai toate produsele aici. Stă ce era, nu e o problemă. Dacă ai nevoie un om, că să zici, să stai ca să, no, să zici la om, îi trebuie toate și alea, nu avem timp, că sunt cel numai trei. Ca să zici, bă, fă-le și balbur. După aceea e gata de mâncat, strânge, bă. Dar poți să facă soția ta, mă, să încerce. Nu, nu? Așa ceva nu. De-aia ne servește că e obligată acasă la noi. Nu, mă, dar nu. Spre exemplu, să vine grupuri de 20 de oameni, știi? Da, dar îți mai trebuie un. Eu zic că ar merge, pentru că știi cum este, nu a încercat nimeni. Ai văzut în târg? Da, nu a încercat nimeni prin zonă, pe așa. Ai văzut în târg cum s-au trecut toate produsele, mă? A, bă, să trec. Trei, că le place, că no, și-s mulți, și-s, vin și la noi, vin prece care le trec la uncea unda, vin, nu pot să zic că nu vine nici un musafir, numai oameni așa. Dacă să zici, bă, că vin străini care nu-i cunoști, așa este, nu poți. Aici la noi, că nu puțin. Vine ploaia. Da. De acolo vine de obicei ploaia? Nu, și de acolo, dar de acolo nu prea, cam de aici. Când vine pe valea asta mai tare, așa, cum o zis, vine de socos, că ce duce cu mine aici un pic. Că pălește în costa și aia și încolo și ai și păi, e un vânt, direcția ei, dacă prinde o găleată afară, tot se bagă după dungă. Bă, dar de acum cam scade laptele, nu? Încetul cu încetul începe, da, să scadă. Da, da, păi e așa, nu numai la noi, la tot acest timp, degeamu, da, o de înapoi. Bă, dar oaie cât se mulge? 5 luni pe an? Păi care nu o poți mulge deloc, că nu are. Nu, dar zic tu, de exemplu, cât timp faci brânză? Păi, no, de când ai miei, depinde când dai miei. I-am dat miei înainte de Paști, l-am dat la Paștile Catolicilor. Am dat Paștile, vezi că așa le-a fost cu o lună și ceva. Ăla au fost în martie. Da. Nu, dar păi... În aprilie, să zicem. Aprilie, mulge aprilie, mai, iunie, iulie, august, 5. August și septembrie. Și septembrie. Da. Da, cam augustul, septembrie, depinde, alții până în octombrie, depinde cum, care, cum și vrei, că deja de acolo, din august, îți cam ales uile. Și apă altul și le mulge, altul nu. Știi cum este că, și la noi am văzut că se începe cât mai devreme mulțul, martie, cât de repede se, da, poate, și după aia, prin august, apucă de fânde, alte lucruri, adică nu mai mulge, da, că, bă, adevărul e că... Aici la noi fată un pic, amuia nu ne făta mai repede. În astea nu făta numai de prin 15 februarie. Și până n-o să crească și miei... Mergem la ui? Da. Mă, știi cum a zis cineva? Bă, când te duci și filmezi, că bă, și pentru mine e ceva nou. Tu dai seama că eu am început să filmez fără să cunosc domeniul. Că eu fac construcții, știi? Da, dar așa, cunoscând pe unul, cunoscând pe altul, punând întrebări... E o pasiune. Bă, dar să știi că am văzut... Și e foarte frumos. Nu deci să știi... Că în toate regiunile țării se face brânza diferit. Da. Eu caș, am văzut doar la noi aici. Deci cum, nu știu cum să vă spun. Și să lucrez la brânză, tot omul lucră diferit. La brânză, tot omul lucră altfel. Nu lucră, să zici, bă, doi exact. Păi, dar ai zis tu că ție ți se diferit, da, câteodată. Da, păi am făcut și aici, așa, facem aici brânză. Tot omul îi să cunoște un pic mâna. Se cunoaște mâna. Da, mă, o zic că tai că tot a fost baci. Nu a fost el să iei oi în samă și de-astea, dar a făcut-o pentru el și după aceea am continuat, a, deci eu. Deci tu ai avut inițiativa să, da, fii șef de, adică da, șef, da, de, da, cum de, se spune, șef, da, de stână. Da, eu le-am, cum zice la. A, deci de 8 ani tu le-ai luat, nu, da, tai că tot. Nu. Eu le-am luat.
Că tu el încă mai gera, că bă, că pe mult, ce că nu știu ce, să lasă, că eu aveam prea cine și luăm, că n-aveam ce. Mă, da, acum 8 ani aveai 22 de ani, da? Da. Au avut încredere oamenii în tine, te cunoșteau? Că totuși, cam, să dai 900 de oi sau 800 de oi sau 600 de oi la cineva? Da, da, păi era cam oile, 900 și luăm așa, dar n-am avut probleme și... Am loc, am preci, am o mingea aici și care e ceva am și vin eu. Dar nu am avut probleme așa să zică, bă, vai, că oreșe mi-a face cu oile. Nu am avut așa ceva, n-am întâlnit că... Și odată o minisama care au cunoscut, că doar nu mi-e bate joc de oile mele. Dacă să-mi bat eu joc de oile mele, pe atunci de-a lor ce se întâmplă? Că dacă acum, mai ales că omul cum le-a luat în seamă, trebuie să cad de ele, că ea mea, că ea lua altul, că ea lua și ăla altul, trebuie să cade tăce, că e o răspundere. Corect. Și, nu, să zici, bă, am văzut o oie undeva, nu poți să-l sumbi așa la mă, hai că ți-am văzut o oie, nu știu unde, trebuie să te duci, să o vezi care-i, ce-i, trebuie, dacă vezi că sare ceva, trebuie să vaccinezi sau să o cazi de șchiop. De șchiop să le faci. Da, trebuie să faci tăcea astea că omul e acasă, știi, nu poți să zici, bă, am văzut o oie, știu, bă, de-a ta, hai repede la deal, nu poți să zici treaba asta. Bă, da, povestea un ciuban că secretul este să n-ai oi șchioape, nu? Da. Să ai vălâna frumoasă. Să fie grasă, nu? Astea sunt calitățile. Astea, da, păi nu. Astea acum e de... Acum vine că mulți sunt doar la nivelul de vorbă, știi? Da. Am filmat... Majoritatea. Am filmat pe un băiat. Da, l-am filmat astăzi aici. Când s-a socos, că să zici, mă, vai, anul ăsta, pe fac ce trebuie. Numai atunci ați mere invers. Numai cum de... Cum e dat așa la de sus, nu putem să zici, mă, că eu anul ăsta mi le fac tot ce lage pe spate. Nu ai cum. Da, ce... Ce este cel mai rău la oaie? Adică ce face pe oaie să fie slabă? Când e șciopul rău, cum îi zicem la noi aici, să zice în zona asta, bubară, când e așa, atâta îi se infectează ciorul, când e bubară, așa, poți să-i dai mâncare, să zici, să mergi cu ea, să o țipi, să nu o bagi deloc în sași, că atâta slăbește, că atâta o dore. E ca și la un om când are măsea, da, la exact, puroi la măsea, mă, ce să? Poți să-i dai, să-l duci în toate restaurantele, oriunde, să-l duci, iar după ce nu poate mânca, e gata, și așa și ea, este numai jos de durere. Dar când bubare aceea, cum zicem la noi, așelea, îți dureroasă foarte tare, coșe și... Și la aceea, nu poți să o lecuiești oricușe, să zici, măi, că are bubare aceea și o dai cu spray, că i-ai încis rana și puroiul se duce prin corp și se topește. Serios? Da. Am avut noi, am pățit așa și un bătrân a zis, măi, nu mai dați cu spray, puneți altceva, duceți spray medicinal, benzină, nu vă dați cu, ca să nu-i se încide rana asta. Și dacă vedeți că se încide, spărgeți-o ca să-i curgă puroiul. Ai pățit care ți-a murit, da, de asta? Un berbec. I s-a tras puroiul, gipe, a avut șciop așa rău. Și de acolo, noi tot, vai, eram cu un frate mai mic și tot, ca să nu ieșie șciop berbecul. Ce face asta? Coace, scobește acolo, să nu ieșie șciop berbecul, că noi eram berbec, fai. Și noi tot îl dădeam cu spray, tot cu tășelea. Repede am încis rana și el s-a dus pe vădă și s-a dus la creier puroiul. El nu mai reacționa să se mai ține de ori. Și gata de el. Bă, dar câți bani ai dat ce mai mult pe un berbec? Eu am filmat, nu știu dacă te-ai uitat la video meu, am filmat oameni care au dat și 300 de milioane. Da, o dau, dar la noi zona asta dau tot felul și îs care dau și n-aș puce, dar nu că n-am de unde sau, dar nu pot da dacă ai turmă mare să zici, dau un acela, că berbecul ăla nu mai poate scoate la turmă mare și... Le vine, să zic, sau oamenii înstăriți, ca să stai aici în vârf de munce, la de dimineața, să te scoli și să faci brânză, să faci 500 de milioane, să dai pe un berbec, nu. Da, omul a zis fain, el avea, cred că, 40 ceva de oi are lui. Da. Berbecul ținea la el acasă, nu lăsa în turmă. Da, și la noi. Și, practic, mâleaci-o fost a lui. Omul a zis, face, băi, omul era prin Germania, muncea în Germania și i-a făcut la nivel de plăcere. Da. Ca și cum îți place ție, nu știu ce motoretă sau nu știu ce mașină modificată. Strict problema ta. Dar așa, întrebarea este, dă un berbec bun dacă are cu ce face, că justifică în mare parte banii. Și da, dacă să ții în ele și să-ți faci un berbec bun, contează foarte mult la oi. Ce să mai cam berbecul face oile, să zici așa, dar pe cum are omul posibilitate, cum, nu știu cum să spun, să zici, iei un berbec scump și îl bagi între 600 de oi, nu-ți poate să scoată nu știu cât, că sunt mai mulți berbeci acolo. Dar dacă ai unul și ai numai 50, 30? Dacă ai 50 și să zici, bă, să stăriți sau să începi mai mulți în familie, am cumpărat un berbec, îmi aleg 50 de oi, ori 10, ori 20 de oi și îl bag cu berbecul și ăla, îți scoate marfă, dar
ca să-l dai drumul în turma asta, nu îți mai scoți nimic. Da, vezi, și asta poate să fie o afacere, mă, să faci alți berbești buni, să-i vinzi. Păi să faci afacere, dar dacă îmbli după afacerile și alea, nu mai vreme de search. Așa, bă, deci fii atent, eu prima oară făceam și construcții, aveam mulți oameni, am început și construcții și cu placări cu aluminiu, știi? Și mi-a zis unul, face, bă băiete, fă tu ce știi cel mai bine, lasă-și. Lasă-mă, construcțiile-s grele pentru oricine, că te bați, mă refer la finisaje și la roșu casești. Tot timpul sunt probleme. Așa, la aluminiu e ca Lego, dai înainte. Păi și să știi că de când am făcut ce știu eu, merge bine. Exact cum ai zis tu, nu le poți face pe toate. Noi când avem așa de dat, niciodată nu l-am dat, bă, că am luat un bebe să zici cu 10 și l-am dat cu 15, n-am făcut treaba asta. L-am luat bebe cu ne-am folosit gel și cu când eu pica l-am dat, zic, să nu mai stai între ui. Decât ce vorbeai, vai, că unul stă la un leu de și la verge, eu nu stau, eu decât să mă încurc și mai bine îl dau cu câte-mi cică și vine pe altă parte și gata. Dar nu face schimburi, de exemplu tu cu domnul, cu trainer. Am mai făcut și schimburi, da. Nu, eu când îl scot dintre ele, deja nu, dacă mie nu-l mai trebuie, nici la trei nu-l mai trebuie. Păi nu, dar au zis cineva că îl schimbă din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani, din 4. E bine. E bine să-i schimb, nu? E bine. Tu-i schimbi? Îi schimb. Lui, dar eu nu mai stau, că până îi place la ce, la eu când îi dau și... Nu. E bine, nu, cam nu prea mărlesc. La noi cam 3, la 4 ani rar care rămâne. Cam 3 ani. Îi ține, alții țin 2, alții nu îi ține numai un an și, nu, depinde, cum care, cum și vrea, că nu poți să zic, băi, ce nu schimbi berbecul? Altul are rase de când sunt voi, de mine, tot de aici zile. Dar, nu. Dar se cunoaște diferența? Nu cred. Se cunoaște, eu țin. Se cunoaște? Că ți rasa, ți dragă, cum o ai. Dar dacă zici, băi, că nu poți să zic că numai eu am oi faine, că are și șela, și șela, și zici, băi, dacă mi-o dai așa, că îmi place de. Dacă eu omul zice, ți-o dau, știi? Să vede că e diferență, că e... Nu. Mă, dar să știi că așa o zis cineva, ci că zic, domne, dacă a venit cineva să te face, bă, numai 10 dacă mi-a luat cele mai bune, mi-a omorât tot ce am. Tot ce am construit. Da, păi nu, și am... Pe alese să dai, cum eu, se eu zice. Eu pe ales nu. Eu decât să dau, să zic că oi pe ales, numai așa, dacă mă pedesește Dumnezeu, decât să dau oi pe ales, mai bine mi-o prez, da, și oi, să zic, dar să știu că se oprice de mine și celălalt cât îmi dai pe acelea zonă și le dau tot ce fuc. Ca să zic că, băi, am luat oi de la nu știu cine pe ales, nu. La mine cât pot purta în mână și ce oi pe ales, nu dau. Îi dau, ia asta nici pot să ți-o dau, ia aceea nici o pot, da pe aceea, ți-o dau, una, două. Dar ca să zici, bă, dăm 10 oi pe ales dintre aici, nu, nu-l las. Dar au venit cineva și zis, mă, dăm 10 oi pe ales și un berbec, că le plăcesc, domnește. Și mi-a arătat oi așa, zice, mă, ia aceea, mi-ar trebui și facem formula aceea. Zic, mă, zic, eu nu știu ce lucruri și are treaba, dar eu n-am venit să ți le arăt cu geștul a tale. Dar mi-au și murit oia așa. Și am zis, bă, că nu se poate, dar se poate. Se poate, am pățit, decât ce mi-au șerut cineva oaie. Mai bine dă eu, mă, să nu moară, ia o, mă. Dar nu, dar decât să, că mi-e dragă și mie și zice, mă, am luat-o de la cele, am plăcit-o și eu murit, eu și mi-e drag mie, nu i-o dau la nimeni. Nu, că așa e treaba. Și că dacă lui pare rău că nu i-am dat-o, și mie îmi pare rău, că dacă și mie eu. Corect. Așa nu. Dar uite, vezi. În funcție ce s-a putut. Dacă, exemplu, bă, ia asta, adică, i-am dat. Eu nu pot să zic că n-am dat la nimeni, am dat la toată lumea, da? Care au venit și care au avut nevoie și care le-a trebuit. Da, ți-ai ținut mielea noastră? Da, cum sunt. Multe? Zile. Multe? O 30. Dar, de obicei, respecti câte reforme dai și miele ții? Da, cum e la noi, de câte ori, bă, zice, bă, le mai împuținem, știi, ținem, că avem mieluță și trebuie să dăm reformele. Dar pe tot au plan că are 1,10 ori de dat, are 1,20 și merem după ele și le luăm șașelea și când era, ca să le împuținăm, avem mai multe. Și cum a zis unul, ce că bă, de mult... Am uia anul, încă am dat o 40 de oi, dintre ele le-am scos așa și nu mi-a convenit. După a fost 35 de miele și am mai luat încă o 25. Deci te-ai ales cu 20 în plus față de cât te-ai planificat. Da. A fost în plus deja, iarăși am avut, bă, am zis, două, că tot, bă, că-s grele, stai mulci, a, că mai dăm din ele. Dar, păi, anul ăsta dăm și la alt an avem mai mulci. Da, se... Care-i trendul? Care au, de exemplu, 4, 5, 10, le vând. Nu le mai țin încetul cu încetul, nu? Da. Deci nu mai... Da. Mai s-a alții zice că nu, acela le împuținează, caută felul de probleme din ăsta, dar... Mă, uiți care, bă, zice, fac zi și eu așa de drag. Dar le țin un an, doi, dacă se vede că nu li se, nu pot să zic că li se merită la acela
că dacă nu stai lângă ele, trebuie să plăcești, sunt brie. Brânză, dacă ai mai dai și eu, n-ai o mână de ăsta. De câte ori cheltuie mai mult ca când și-a cumpărat brânza. Că conștient și eu. Și mai bine, mă, dar sunt, mai bine să cumperi laptele, mă, și îți faci tu brânza dacă nu vrei să cumperi brânza, nu? Aia, da, nicio problemă. Sunt care vin spune, mă, dăm lapte? Îs, care ne trebuie și numai acum la prieteni, așa. Că nu de la toată lumea. Poți să dai la toată lumea, că să zici, bă, că asta e treaba, da? Îs, care le trei lapte, bă, și fac eu un pic de lapte, prins dacă îmi dai lapte, îl dau, cum să nu, că mie poate îmi vine bine, că am de lucru și nu mai am vișine să stai, să-l șarbă, să-l pui la rând. Dar vezi, încetul cu încetul, o zici cineva că la oi îi place iarba asta așa mică, nu-i place mărunt. Aia mare, măruntă, da, nu? Da, păi sunt puncte care unii să și un pic de față, că acolo e fața și aia e foarte arsă, dar stau oile pe care asta. Bă, unii mai măruntă stau mai bine ca unii mare. Era iarbă mare, că doar mai vine câte un mă, se duce paște pe acolo. Era iarba cât cizba, mă, omule bun. Când le dădeai drumul, era amul încolo, în coșe, și făcea numai o țipa jos și nu mai stăcene. Și aici, anită, că e măruntă, nimeni nu mișca. Dar uite, vezi aici și multă floră, mă, flori mici, micuțe și de aici, de... Da. Și noi. Bă, dar uite, vezi, deși este priveliște bună, e grea zona. Nu e ca și cum era la cumeri. Noi sunt 70 de hectare la un loc drepte. Da, da, aici la noi aici trebuie să cunoști treaba asta. Și să zici, bă, și eu că a venit omul ăsta prin telefon, mă sună pe cameră ca să-i spun, bă, pe acolo-i voie, pe dincolo nu-i voie, știi? Că el nu poate să-i spune, bă, duce aia pe acolo și bag oile acolo. Că nu cunoști omul zonă, nu poate avea pretenții la om să facă nu știu ce. Dar prin telefon, bă, de acolo până acolo duce, de așa. Și odată, după ce merg odată, știe omul ce are de făcut, da? Și nu că dacă aș putea eu umbla cu el, știi, să zic, măi, îmbl o săptămână, omul știe despre ce e vorba. Dar păi nu puce, că nu, lipsă de personal. Bă, dar mai vin tineret și spune, mă, vreau să stau și o zi, două cu tine, să ne plimbăm, să... Puțin, nu? Puțin. Mai de mult avem și avem... Era plin, vine, prechini, așa, da? Le era mai mare dragul, știi, să vadă, să îngheie, să se joace, da? Unul previne dacă mănâncă la un ceaun și pleacă în vale. Acum l-am mâncat și l-a băut toți, nu. Știi tu cum se da, zice. Da, ca să zici, bă, că să vie unul să stea două, trei zile să-ți ajute la mulți, că îți dragi oile, nu. Dacă îl plăcești, bine. Mă, și noi când eram copii, mergeam mereu, nu? Ne trimitea bunica să luăm lapte, le aduceam acasă. Da, pe alte triburi, la famo. Dar înainte... Erau oile, nu erau așa, erau oile care erau bărci, sau cum îi spunea. Adădeau același lapte? Sau contează mult că le-ai selectat așa și ai ținut cel mai bun? Nu era problema, că poate erau, dădeau mai bine lapte ca breză de astea, dar nu erau pe o valoare. Poate erau mai bune cu mult ca oile de alta brează, dar nu era valoare, nu e? Și... Că sunt mulți, am mult dacă vei decât ce oile de așa, cum era mai de mult, râgege. Știi? Bă, ai ce hâdă, știi, da? Deci, da, mă, s-au apărut aia astea, știi? Cu zbrezăturile astea, așa astea, le place, știi? Nu, mai valoros, mai nou. Deci, mă, că tot de mâncare îi dau. De ce să țin hâdă? Mai bine o țin faină, știi? Eu cred totuși că dacă nu, am mai filmat, cred că contează să ții. Că tot, practic, ai selectat ce e mai bun. Care da, păi, poate să fie una cât de frumoasă dacă nu dă lapte o vinzi, nu, sau o tai. Nu, îs care-s frumoasă, le țin și dacă nu, îs am între ele. De ce? Păi, nu, așa e faină. Și dacă nu, așa e gras oricând. Și dacă nu de lapte, dar eu nu le-am ținut că să-mi dea nu știu cât lapte, că le-am ținut care mi-a plăcut, așa. Mai am avut oaie care am ținut-o vreo 3 ori, 4 ai care nu au fătat deloc. Am ținut-o mai pentru clubul, pentru triburile astea, da? Și am și aici, la ora acolo, oaie cât un faină, foarte faină. Fată și nu are mielul. Și am mai avut oi care s-au întâmplat, n-avem mielul și suge de la el. O dăgem, altul o luat și el, că și eu am luat-o, tot așa, bă, lasă că mi-a fătat-o într-un an, așa și ceva. Dar când era de a pleca mielul, n-avem așa. Brezele, trebuie să le aprești pe toate? Nu știu, nu sunt chiar toate oile, dar sunt oameni care au cam oi cu țâță mari. Cum sunt la mine, nu sunt oile, puțini sunt cu țâță mari. Mă, dar cu țâță mari e avantaj la mulți, dar la sup, la miei nu-i bine. La miei, la sup, păi... Dacă ai și mai multă lume, și să zici, bă, suntem 3-4 în trebla, a plecat, da. Dar până de când ce orice nimereai numai unul, trebuie să ții și oia, și oia cu țâță mari, și mielul era mic, bă, vai de mine, și nu mai trebuie o țâță mari veac. Da, ce ai avut cu doi ai ținut? Noi nu-i ținem numai 7-8 zile, care-s cu doi. După aia faci... Și eu mai avut alți oameni probleme, mai avut noi și am mai dat așa.
Dar anul ăsta nu prea a fost. Îți faci cheagul din, din ei? Da, da. Faci cheagul, nu? Da. Și care fata mai târziu, noi sacrificăm așa și le facem, ne facem rânzele, cum le zici. Da, e diferență între praf și cheagul ăsta natural? Păi, e încegat, așa lapte să înceagă, dar alții zic că se amărăște, alții zice, bă, că e toxic, alții că e nu știu ce. Noi am văzut noi un noi am făcut așa de când, eu o câțiva de zile, am combinat. În loc ca și la praful să se preface cu apă. Dar noi îl facem slab, mai slăbut ceagul de rânză și punem praf de acela. Și să și înceagă, dar se cunoaște țâră la brânză că e și brânza mai, mai pufos, o țâră, și dă și gust de brânză cu, cu, cu ceagul de, de rânză. Îi dă și gust. Da? Nu. Bă, eu am făcut cineva un comentariu că o făcut cu praf și o făcut pastramă și nu o stat. Dar eu nu cred, cred că stă oricum. Poate s-o fi greșit ceva. Nu? Am că până la urmă auzit, sunt mulți. Auzit, sunt mulți. Auzit așa că e s-o amărit brânza, că așa. Dar nu, avem fiecare ales. Mă, tu acum știi secretul, nu? Da, cum să nu. Dacă, eu nu cred că se amărăște de la cheag, nu? Că mai sunt care mai zic. Păi zic, dar nu s-a amărat. Da, asta, asta cu cheagul, s-o grăbit. S-o trec cu brânza și li s-o amărit brânza, da? Că și cu ceag de asta, dacă se trece, se la fel, când o pui la scop și o trece piste, s-a amărat. Că e se strică, e stricată, adică nu mai se trece. Dar... Tu spui de termenul ăla de căldură, da, când s-o prelucrezi, da, nu? Da, când s-o sferi. Dacă îți trece piste, piste a, deci, un pic, tu îi spui sfărâmare și la prima tură când faci așa cu chestia aia sau la a doua tură? Și, și. Nu, atunci bați lapcile, deci îl sfergi în mână și faci cașul. Și când îl duci cașul acasă la 7, la 8 zile, la cum permite, iar trebuie sfărmată brânza. Ca să bagi la pungă, nu? Da, să... da. A, și acolo este secretul sau când îl faci? Peste tot. Peste tot. Peste tot, tot e secret. Că degeaba ce cine să faci aici bună, că o duci acasă și o strică acasă mult. Am mai văzut la alții, bă, în loc să o rădișe brânza un pic pe șera, o pun jos acolo, pe greise, pe ăsta, pun numai ceva, să ia și acolo jos. Dar la brânză îi trebuie și aer, și căldură, și... Păi da, ce... de tot ce cel mai bine stă cum ai pus-o tu, în tifonul ăla, cum îi zice, nu? Dar nu stă acolo, trebuie să ții, să zici, am făcut-o amul de seară, nu, dar mâine dimineață trebuie să o iei acolo. De ce? Păi n-ai unde să înșuri atâta brânză. Nu, dar zic, așa este poziția cea mai ideală să se usuce, nu? Nu, nu. Nu? Nu, nu, să pune de acolo, să pune aici, ca să o ții de așa și să duci acasă să pune pe grătar. Am înțeles. Da. Oare de ce știam eu că bunica o ținea tot timpul până se usca așa într-un... Se ia de acostor, se uscă și acolo și e uscată când o iei, dar nu poți să ții atâta brânză, să zici. Că dar, nu, ai de făcut. Ea munită, aveam câte 4, aveam 8, 8 cași pe zi. Pă dacă vine într-a treia zi a brânză, pă dai seama, unde să ții atâta brânză? Mă, bunica să știi că așa o ținea târnată 6-7 zile. Am mai văzut, da, cele astea fac brânză, tot bine, mă, dacă gândește, aveau 5 kg de cași, era un bidon, dintr-un bidon făcea brânză, nu făcea, da, din 100 de litri, aici, sau știi? Da, dar aici nu poți, nu trebuie să, au, tace locul lor, ca să le pui la locul lor, tace cu. Hai, mă, spune-ne un secret dacă tot am venit. Un secret atât. La brânză? Da. Păi nu poți să-i spui, că poți să-i spui și zice unul ce înseamnă de rău, că doar numai și lași ce face brânză. Măi, secretul pentru tine, că ție funcționează, asta e. E secretul care o fac brânza și nu o grăbesc. Și asta face și mai mult, să nu o grăbești. Deși o grăbești, deși... Dar ce înseamnă să o grăbești? Să o strângi mai repede? Păi dai repede, dai două mâini, o lași și cu zări și te duci și va e bun. Trebuie să o storci, după ce o pun în secătoare, o las o bucată bună, nu strâng repede. Alții când o pun acolo și strâng rapid. Și o cârpă dacă o uzi și o strângi toată grămadă, nu se mai usucă. Dar e dacă o lași răspățată, o gicele încins pe umeraș. Gicele le pui tace cu ligheanul acolo. Și ea se usucă și nu o faci cu zâr. E dacă o faci cu zâr, deci acolo ea creapă și se pune bonza și se face neplăjiri. E adevărat. Nu. Dar dacă o lași și alții zice, bă, lasă mai să fie grea. Că doar ziceam de males. Dar eu cum să așa n-am de males, eu câtă să o fac, să o fac bună, să o povinge, că asta mi-e scopul, că dacă vând brânza, mi se merită. Dacă nu vând brânza, nu pot să stau numai cu ea. E adevărat. Uite ce fain vine după noi.
Domnul Max, mersi frumos că ne-ai primit. Oricând. Și ne mai primești, nu? Da, cum să nu? No, zi frumoasă, mersi frumos. La fel.